Campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale începe vineri 15 noiembrie de la ora 0, aceasta urmând a se încheia sâmbătă 23 noiembrie la ora 7 dimineața. Autoritatea electorală permanentă anunță că, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc în aceleași secții de votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur. Votarea în țară are loc duminică 24 noiembrie între orele 7 și 21, cu posibilitatea de prelungire până cel mai târziu la ora 23 și 59 de minute pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.